ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Seară grecească organizată de comunitatea Elena în Onești. Extinderea sistemului de alimentare cu apă la Gura Văii. Ministrul Dezvoltării și Ministrul Mediului în vizită pe Valea Trotușului. Ca de fiecare dată, seriile grecești organizate de către comunitatea Elena din Onești atrag numeroși greci cât și filogreci. De câțiva ani în municipiul Onești, președinta comunității elene, Cristina Chiriacopul, organizează și dansuri grecești atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Astfel, cei inițiați cât și cei care iubesc Grecia se întâlnesc, mănâncă, cântă, dansează grecește, acum, înaintea intrării în postul Crăciunului. Mulțumim tare mult, mulțumim că ați venit, mulțumim tuturor celor care au venit, care sunt aici în seara aceasta, le mulțumim frumos că sunt alături de noi. I-am așteptat. Ne-ai spus în deschidere că este, să zicem, un eveniment înainte de lăsata secolului. Da, 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 asta s-a vrut. Intrăm în postul Crăciunului și știm că nu mai putem să dansăm, nu mai putem să ne bucurăm, adică e totuși un post mai ușor să ne fie, da, 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 și atunci, dar eu știu, așa se face și în Grecia, înainte de începerea unui post, se petrece. Petrecerea de lăsata secolului, exact, nu? Da, exact, da. Se mănâncă bine, se dansează, se râde, se cântă și așa... Ne pregătim după aia pentru altă perioadă. Exact, da, ne pregătim pentru ceea ce urmează. Am văzut foarte mulți reprezentanți ai comunității grecești din Onești. Da, i-am invitat, sigur că da, au fost și ei invitați, care au putut să vină, au venit, care nu, dar eu i-am așteptat cu drag pe toți. Noi am avut și înainte de asta, cu o săptămână, am făcut și întâlnirea cu ocazia, mă rog, e comemorarea eroilor, da, Marelui Nus, ziua Marelui Nus, sigur că da, comemorarea eroilor. Atunci au venit la sediu, la noi, într-adevăr, numai grecii, fiind spațiul mai mic, mai restrâns, am făcut numai între noi, între greci, dar aici am invitat pe toată lumea, cine a vrut să vină și cine a putut, bineînțeles, cu mare drag. A fost o programă foarte frumoasă pregătit de voi cei de la comunitatea, da, Elena, iar ansamblul grecesc, de dansuri grecești, Agoria, a prezentat un frumos spectacol, dar nu numai ei, pentru că de data aceasta și un grup de senioare, ca să le zicem așa, adulți, care s-au implicat și care au demonstrat că se poate. Da, 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 sigur, sunt doamnele care vin marțea după amiază și fac dansuri grecești cu mine. Unde? În cadrul comunității Elene din Onești. Eu sunt cea care a organizat acest curs. Marți, la ora 4:30, la 16:30, la colegiul tehnic de Asahi, da. Facem cam o oră jumătate de dansuri tradiționale grecești pentru adulți. Deci asta e, pentru separat fac pentru copii, separat fac pentru adulți. Și marți am cu doamnele și s-a văzut. Deci ați văzut. Rezultatele sunt pe măsura implicării. Sigur că da, și încă n-au rezistat mai mult, că mai aveam și alte dansuri cu doamnele și cred că urmează acum să faci. Oricum, felicitări pentru implicare. S-a dinamizat, ca să zicem așa, activitățile, s-au intensificat până la urmă, încet regruparea de după pandemie se simte. Da, 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 așa este. Am așteptat să ne întâlnim, am așteptat să ne regrupăm, vorba ta, Dana, și acum să vedem, continuăm cu, vreau să fac și o grupă de copii mai micuți, de juniori, da, exact, de juniori, pentru că cei pe care i-ați văzut sunt la liceu, în clasa 10-a, da, 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 clasa 11-a și 12-a, după aceea rămân iar singură și atunci îmi trebuie copiii cei care trebuie să vină după. Da, ne pregătim, avem activitate. Un mesaj pentru grecii din comunitatea Elena din Onești și nu numai, și din România, da, până la urmă. Ce le transmiți? Și în grecești, dacă se poate. Și în grecește. Na perasume kala. Iata Christugena. Sas perimeno che iata Christugena.
Nărtite că na perașul meu limasicala. Le-am transmis că îi aștept și după Crăciun sau de Crăciun să petrecem, pentru că am în gând să fac, bineînțeles, sărbarea de Crăciun. Și le-am transmis că îi aștept de Crăciun să petrecem împreună frumos și bine. Ministrul Dezvoltării Adrian Ioan Veștea și ministrul Mediului Mircea Fechet au fost zilele trecute într-o vizită de lucru în județul Bacău, unde s-au întâlnit cu autoritățile publice locale și au verificat stadiul lucrărilor la o serie de obiective de investiții finanțate de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Programul Național de Investiții Aghel Salini și prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social derulat de Compania Națională de Investiții. Primarul orașului Stațiune Comăneș, Viorel Miro, combinat pe cei doi miniștri la primărie cu pâine și sare. A demonstrat la Brașov, nu departe de aici, peste munte, am putea spune, la vecinii noștri, cum se face o administrație performantă, cum se face o administrație liberală performantă și probabil din acest motiv, și nu numai din acest motiv, este astăzi ministrul Dezvoltării. Bineînțeles că domnul primar Toma Constantin ar mai fi putut să mai vorbească încă o jumătate de oră despre proiectele pe care orașul Dărmănești le are, dar ne aflăm aici într-un triunghi foarte important pe harta județului Bacău. Dărmănești, Moinești și îl salut pe domnul primar Ieru și Comănești. Trei orașe foarte importante, la care putem, bineînțeles, să adăugăm și Slănic Moldova, nu departe de aici, care e o stațiune turistică foarte cunoscută, dar aceste trei orașe, dintre care Moineștiu e municipiu, reprezintă un veritabil triunghi de forță pe harta județului, pentru că aici se concentrează mare parte din investițiile pe care județul Bacău le implementează. Tocmai din acest motiv, vă spun, domnule ministru, că ce auziți aici, o să auziți și la Moinești, o să auziți și la Comănești și ați putea să auziți în oricare administrație liberală din județul Bacău, și anume importanța investițiilor, importanța atragerii fondurilor europene sau fondurilor naționale nerambursabile și, mai important de atât, modul în care ele sunt distribuite. Pentru că discutăm despre investiții în sănătate, discutăm despre investiții în infrastructura de educație, discutăm despre investiții în tot ce înseamnă apă, canal, în utilități și, nu neapărat în ultimul rând, despre drumuri. Asta în timp ce mare parte dintre comune, toată lumea se concentrează mai curând să pună asfalt. Așadar, prezentându-vă foarte repede și mulțumind și colegilor de la Bacău care au venit astăzi cu noi. Claudiu Năstase este secretarul general al filialei, Liviu Miroșanu este președintele organizației municipale de la Bacău, cei doi subprefecți, Gabi Lupu și Narcis Jitaru, Marius Danciu este responsabil de un număr de UAT-uri. Cătălina, din păcate, e singurul parlamentar care a reușit să participe, pentru că Daniel, așa cum ne-a anunțat și la Sinaia, în weekend are o zi foarte grea astăzi la Senat. Îi mulțumesc și lui Viorel Ilie pentru că a putut să ni se alături. Astăzi, cu alte cuvinte, bun venit, vă spun încă o dată, domnule ministru, în județul Bacău. Bun venit la Dărmănești. Sper să dăm multe vești bune astăzi, cel puțin așa cum ați observat. Primarii noștri nu cer mare lucru. Nimeni nu vrea bani pentru plătit salarii sau pentru noi angajări. Ei cer sprijin pentru investiții, cer sprijin pentru cofinanțări, cer sprijin pentru acoperirea majorării costurilor la elementele pe care le știm foarte bine, beton, fier, beton, ciment și așa mai departe. Cu alte cuvinte, încercăm să facem ceea ce ne pricepem noi mai bine să facem, respectiv să aducem investiții în județul Bacău și pentru
tot acest lucru e ca întotdeauna un efort conjugat. Administrație locală, administrație centrală, Guvernul României, așa că mulțumesc încă o dată și sper să tragem concluziile cele mai bune. După cum bine știți, o parte dintre dumneavoastră vin din administrația publică locală după 20 de ani de implicare. Am fost 12 ani primar, timp de 7 ani de zile am fost președintele Consiliului Județean Brașov. În luna iunie am reprezentat opțiunea Partidului Național Liberal, dar și a creat în cadrul Coaliției de Guvernare pentru a ocupa această poziție de ministru. Este un an care, exact cum spunea și colegii noștri, beneficiază de foarte multe oportunități de finanțare, dar în același timp este un an greu, fiindcă din momentul în care am ajuns ministru, am așteptat cu mare interes să se întâmple, să avem rectificare bugetară. La vremea respectivă, resursele bugetare care le aveam la nivelul Ministerului Dezvoltării erau pe final, iar în toată această perioadă, presiunea administrației publice aplicat pe Ministerul Dezvoltării. De fiecare dată am încercat să identific soluții, fiindcă până la urmă acesta este rolul meu și pentru asta am mers acolo. Pentru a identifica soluții atât pentru a putea face angajări, fiindcă știm cu toții că sunt foarte multe solicitări de memorandumuri pentru a putea debloca anumite posturi din administrația publică. Același lucru se întâmplă și în sistemul sanitar unde avem peste 7.000 de posturi solicitate de către unitățile medicale care sunt în subordinea autorităților locale. De asemenea, sunt și aceste posturi despre care ne vorbea domnul primar Toma, cele legate de posturi care sunt în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană. Toate aceste memorandumuri, vă asigur că sunt la finanță, sunt înaintate, m-am descărcat de ele, aștept viza cu mare interes și de fiecare dată îi aduc aminte colegului meu, domnului ministru Boloș, de faptul că trebuie să ia foarte în serios acest lucru și să găsească, să deblocăm, să putem debloca aceste posturi. Și sper să găsesc înțelegere până la final. În ceea ce privește, dacă ne raportăm la proiectele care le avem în implementare, promisiunile sunt săptămânale. Am făcut memorandumul pe diverse sume, și mai mici și mai mari, în funcție de ce se va regăsi în fondul de rezervă la Ministerul de Finanțe și sper că în final să putem primi și să începem să mai facem plăți. Am primit 500 de milioane, am mai făcut o serie de plăți, dar știu că sunt situații în care avem restanțe și avem certitudinea și promisiunea, mai ales după materialul pe care l-am primit și am înțeles că domnul ministru Fechet, președintele organizației de la Pușinasca, la dispoziție în cadrul biroului permanent județean, e un paragraf acolo în care se spune absolut toate cheltuielile se vor plăti. Deci, dacă o zice ministrul de finanțe, înseamnă că se bazează pe o realitate. Am încercat în toată această perioadă să mă închid în birou, să merg în teritoriu, să văd la firul exact problemele cu care vă confruntați, chiar dacă vin după o perioadă bună în administrația publică, consider că sunt foarte multe lucruri care pot să le preiau de la dumneavoastră. Sunt foarte multe particularități care apar în fiecare localitate din România. Și în acest sens, împreună cu colegii mei și vreau să salut, îl avem aici pe Alexandru Soare, director în cadrul Ministerului Dezvoltării, cel care gestionează o mare parte dintre programele naționale și de asemenea Sorin Munteanu, care este șeful meu de cabinet, fost secretar de stat. Am încercat de fiecare dată să stăm de vorbă în teritoriu. Am avut șansa să ajung în aproape 30 de județe din România în cele 4 luni jumate, aproape 5 luni săptămâna viitoare, care s-au spus de la începutul mandatului meu. Am încercat să venim în sprijinul tuturor celor care au avut neclarități, fiindcă toate aceste programe pe care le avem în derulare, fiecare dintre ele au particularitățile lor și ar trebui să le discutăm punctual cu fiecare dintre beneficiari, dintre primari, dintre reprezentanții unităților administrative teritoriale.
În condițiile în care Comuna Gura Văii se număra printre localitățile care se chinuiau să aibă un sistem de alimentare cu apă, iată că prin efortul și implicarea primarului Silviu Tinei, acum la Gura Văii se vorbește despre extinderea proiectului de alimentare cu apă, iar edilul, șef al comunei, și-a fixat ca obiectiv ca la finalul mandatului toți locuitorii să aibă apă la robinete. Să dau puțin firul evenimentelor în urmă, la nivelul anului 2017, dacă vă aduceți aminte, doar satul Gura Văii beneficia de rețea de apă potabilă în urma unei investiții. Și aia nu peste tot. Investiții prin PNDL 1, Programul Național de Dezvoltare Locală 1. A fost și o sincopă majoră în furnizarea apei potabile la vremea respectivă, chiar deși era apă în sat, 3 luni de zile apa nu a funcționat datorită unei proaste menegerie la situație de la vremea respectivă. În anul 2016, administrația anterioară semnează un contract de finanțare, tot prin PNDL 1, alimentare cu apă potabilă în 5 din cele 6 sate componente pe care le-ați nominalizat și dumneavoastră. E vorba de Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, care nu aveau acces la niciun fel de apă din sistem integrat. A derulat procedura de achiziție, a fost desemnat un constructor care în anul 2018 a abandonat definitiv lucrările, a îngropat doar țeavă în pământ, pentru că era cel mai ușor lucru de făcut, după care și-a declarat falimentul și dus a fost, știți vorba românului. Din 2018 până în 2020, fosta administrație nu a depus nicio diligență în vederea, încercării resuscitării proiectului. A crezut că va veni cineva de sus care va repune, o baghetă magică, care va repune pe făgaș acel proiect. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar la preluarea mandatului aveam un proiect, eu îi spun proiectul Lazar, era mort. Deci era mort. Îi trebuia să-i spuneți ridică-te Lazare și umblă. Îi lipsea doar partea finală, crucea de căpătâi. Am luat din fir apăr situația, am văzut că de la fostul constructor nu am ce să mai cer. Asocierea la vremea respectivă s-a desființat ca entitate. Am cerut insolvența. Am făcut o expertiză pe ceea ce se făcuse. Se cheltuise aproximativ 11 miliarde de lei vechi. Pe o suprafață de cât au introdus țeavă? Au introdus pe vreo 23 de kilometri țeavă. Dar urmarea expertizei făcută de o firmă autorizată, am constatat că 53% din conducta băgată a fost doar băgată pentru a fi decontată, nu a răspuns la probele de presiune conform normativelor. Aceasta a trebuit înlocuită în mare parte, plus alte lucrări, cămine de vane neexecutate corespunzător, îmbinări, mufe cap la cap, astea sunt detalii pe care fac diferența, că uneori doar eu și expertul le știm. Cel mai afectat sat de lucrările proaste a fost Păltinata. Acolo a fost nevoie de înlocuirea mai bine de jumătate din întregul sistem. În anul 2020, la final, aveam doar conducte așa care ieșeau așa sus din pământ. Nu știa nimeni de unde vin. Zi de mare respect și considerație pentru cinstirea și amintirea eroilor căzuți pe zonele din vecinătatea Târgu Ocnei, dar și zi aniversară a majoratului. Primăria orașului Târgu Ocna, Consiliul Local, Batalionul 22 Vânător de Munte Cireșoaia de la Sfântul Gheorghe, în acordurile muzicii militare a bazei 95 aeriană Bacău, au organizat în zona pietonală pe strada Carol I manifestarea Ziua Vânătorilor de Munte. Au fost la eveniment din partea instituției prefectului județul Bacău Anca Dunava, Consiliul Județean Bacău Gelu Panfil, ATOP Bacău Vasile Izvoran, primarii Silviu Tinei de la Gura Văii și Cătălin Sabău de la Târgu Trotuș, viceprimarul Dana Cămară de la Dofteana, generalul Vasile Florea, reprezentanții asociațiilor județene, cultul eroilor, veteranilor de război, tradițiilor militare, cadrelor militare, rezervă și retragere, ofițerilor în rezervă, Direcția Generală de Asistență
Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, director general Alexandra Albuț, CRAB SA prin director general adjunct Adam Iuliana, Inspectoratul de Jandarm Bacău, ISU Bacău, profesorii și elevii din instituțiile de învățământ, conducerii și elevilor Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ohna, Centrul Educativ Târgu Ohna, Spital Penitenciar, Poliția și Postul de Jandarm ai stațiunii. O scurtă trecere istorică a fost realizată de talentatul elev Cosmin Blaga. Da, astăzi la Târgu Ocna, ediție aniversară, pentru că are loc majoratul acestor manifestări, pentru că acum 18 ani administrația a hotărât împreună cu Batalionul Vânător de Munte să purtăm în memoria eroilor care au căzut aici pe aceste meleaguri, vânătorii de munte, să-i cinstim, să le aducem un pios omagiu, iar vânătorii de munte din zilele noastre să le urăm un călduros la mulți ani. De altfel, istoria orașului Târgu Ocna este strâns legată de istoria apariției acestei arme, vânătorul de munte. Da, Târgu Ocna, prin cele trei simboluri pe care le promovăm, credința, frumusețea și eroismul, dar eu cred că eroismul este pe primul loc, pentru că aici mii și mii de ostași, bunici, răzbunici ai noștri și-au pierdut viața pentru ca noi astăzi să fim un popor liber, un popor care ne putem bucura de tot ce este frumos. Și cred că este firesc ca toate evenimentele patriotice ale României să le marcăm la Târgu Ocna și chiar le marcăm, pornind cu Ziua Eroilor, pornind cu ziua Vânătorului de Munte, Ziua Națională a României, organizate în diverse locații din Târgu Ocna, în locuri încărcate cu spiritualitate, cu eroism, aici lângă aceste cimitire, și cred eu că este o manifestare firească din respect și din aducându-ne tot ce este mai frumos din sufletele noastre pentru cei care au pierdut lupta cu viața. În fiecare an, pe 3 noiembrie, suntem prezenți, vorbim noi, Asociația Națională Cultul Eroilor, la invitația, ca și anul acesta, la invitația primarului și a Consiliului Local, la sărbătorirea Zilei Vânătorilor de Munte. Alături de întreaga populație reprezentată de cei prezenți la Târgu Ocna, a participat și conducerea Batalionului 22 Cireșoaia. Numele este dat Batalionul 22 Vânător de Munte Cireșoaia în cinstea zilei de 12 august 1917, când, datorită vânătorilor de munte constituiți în câteva luni și antrenați, au putut să dea ceea ce se aștepta de la o oaste întreagă, să dea tot pentru a învinge reprezentarea germană pe vârful Cireșoaia. Faptele lor de arme, nu numai pe Cireșoaia, au fost bătălii determinate în câștigători de către forțele vânătorilor de munte pe Coșna, pe dealul Vrânceanu, Slănic și așa mai departe. Așa cum știm, ei s-au constituit la 3 noiembrie 1916, începând cu cazarma foștilor schiori, dar trebuie să amintim că a fost o întrerupere între 14 aprilie 1961 și 15 mai 1964, determinată de politica de restructurare și destructurare a forțelor armate. Aceste forțe de elită, care au încurcat pe mulți, vorbind despre vânătorii de munte, nu erau văzuți cu ochi buni pentru a continua în structurile armatei române. La data de 14 octombrie 1964 s-a luat hotărârea de către conducerea Armatei României de a se reînființa și consolida această armă de elită, vânătorii de munte. În cel de-al doilea război mondial, între 1941 și 12 mai 1945, au luptat atât în est cât și în vest. Pierderile lor trebuie să amintite de fiecare dată, s-au cifrat la 74.208 morți. Trebuie să ținem minte acest lucru, pentru că nu trebuie făcută o diferențiere între categoriile de arme, dar aceste forțe de elită au dat tot ce au putut pentru ca România să fie reîntregită și să continue
alături de celelalte specialități ale armatei, reprezentarea, cum o face și în prezent, în fronturile multinaționale, atât alături de armatele Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii, Bulgariei, Italiei și așa mai departe. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 14 noiembrie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei urcă până la valori de 15 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 9 grade Celsius. Miercuri 15 noiembrie, cerul va fi noros, dimineață pot să apară chiar ploi scurte, maxima zilei ajunge valori de 13 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.